Cel mai ușor a fost pentru Concordia Chiașna, 1-0 la Pitești cu Fece Voluntari cu gol marcat în minutul 6. Echipa lui Dan Alex a conservat eficient avantajul până la final și și-a asigurat prezența în viitoarea ediție a Ligii 1. Un meci cât un campionat, o intensitate fantastică, am plecat cu șansa a treia înainte de aceste etape, nu depinde doar de noi. Am întâlnit o echipă care în ultimele minute ne-au supus sub o presiune și puteam să primim gol la acea ocazie a lui Popadiuc sau a lui Văduț, acel cap în minutele de prelungire. Dar sunt fericit pentru că am reușit să ne deplinim obiectivul, nu jucăm nici barajul. Cred că meritat, pentru că am fost echipa care, chiar dacă am avut o serie neagră, am avut foarte multă neșansă, care s-a întors acum în ultima etapă. Îmi pare rău pentru Flavio Stoican. Mă gândesc că e groaznic să pierzi un obiectiv în ultimul minut. Sunt bucuros pentru Timișoara pentru că îmi doresc să rămân în prima ligă, că este casa mea și am foarte mulți prieteni acolo. Îmi felicit jucătorii, staff-ul, colegii mei. Fece Voluntari a pierdut cu Chiașna la câteva zile după ce a câștigat finala Cupei României. Normal că mi-am dorit o evoluție mai bună. După ce câștigăm, facem o performanță mare acum o săptămână, normal că mi-am dorit să închem acest sezon cu victorie. Nu am reușit acest lucru, probabil și din cauza faptului că nu am reușit să-i aduc în totalitate cu picioarele pe pământ în această săptămână. Și problemele cu jucătorii suspendați și cu accidentele pe care am avut nu sunt scuze, dar au fost cam toată săptămâna ușor cu gândul la vacanță. La media, Timișoara a revenit de la 0-2 și va juca barajul cu UTA, ocupanta locului 3 în Liga a doua. Cel mai nebun meci al zilei de duminică s-a jucat însă la Botoșani. În minutul 88, echipa locală și Pandurii erau la egalitate, 0-0, rezultat care îi trimitea pe Gorjeni la baraj. Gazdele au deschis scorul cu 2 minute înainte de final. Pandurii au egalat în minutul 90+1, dar moldovenii au scris iar în al 5-lea minut de prelungiri. Echipa lui Flavio Stoican a retrogradat direct alături de ASA Târgu Mureș.